0-0 și totuși echipa a ieșit în aplauzele spectatorilor. Ați terminat. Da. Am avut și de șansă. Pentru că ocazii ne-am creat și am jucat frumos. Am jucat rapid. Nu pot să spun că a fost un meci care n-a plăcut oamenilor. Poate cred că de-aia și-au aplaudat foarte mult. Eu personal sunt foarte mulțumit. Sigur, a scut și măcar un gol. Poate unul de 92, dacă marca Bogdan, eram mai bucuros. Dar una peste alta, un meci frumos. Și fotbalul e făcut să ai o bună și asemenea surpriză. Ce drept ne-a plăcut de data asta. Galațiu n-a reușit să dea nici măcar un șut pe poartă. Asta spun și eu. Nici un șut pe poartă n-a avut Galațiu, dar... Singura echipă care a reușit contraperformanța asta, nu la Botoșani. Da, da, da. Ce să facem? Mergem în continuare. Putem învinge orice echipă din Liga 2. Întrebarea care se pune acum e dacă vor fi sancționați pentru acest egal sau premiați. A, nu. Eu l-aș fi premiat. Pentru rezultatul de azi trebuie premiați. Adică egalul în economia meciului înseamnă minus 2 puncte, dar cum s-au dăruit, cum au jucat, până la urmă ce a spus la început. Dacă eu jucători au ieșit în aplauzele publicului, înseamnă că și-au făcut datoria de și-au făcut un spectacol frumos.